Prea iubiților, mă bucur să ne revedem la un nou episod și la o nouă serie din cadrul emisiunii Cuvântul care dă viață. Așa cum poate cunoașteți cei care ați urmărit emisiunile anterioare, căutăm în această emisiune să citim Cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, o facem în direct, o facem împreună cu ascultătorii noștri, dar în același timp să explicăm semnificația lucrurilor care sunt esențiale pentru a ajuta pe cei care citesc să înțeleagă la ce se referă autorul. Sfânta Scriptură este o carte scrisă pe durata peste 1500 de ani, o mulțime de autori din diverse culturi, din diverse epoci, cu o pregătire diversă, dar toți aceștia au fost inspirați de Duhul Sfânt pentru ca să așeze în scris cuvântul, așa cum îl intitulăm noi, cuvântul care dă viață. Acest cuvânt însă, pentru că vine din vremuri străvechi, pentru că a fost scris într-un context foarte diferit de cel în care trăim noi astăzi, uneori poate să pară mai cifrat, mai greu de înțeles pentru cei care îl abordează pentru prima dată. Scopul nostru este să ne oprim de aceea, din loc în loc, și să oferim niște explicații simple. Nu vrem să facem teologie, nu vrem să complicăm lucrurile, nu vrem să filosofăm pe baza acestor versete. Desigur, s-ar putea vorbi ore întregi și savanții și oamenii erudiți de-a lungul anilor au analizat cu meticulozitate în limba originală și apoi în limbile de circulație în contemporanitatea noastră și au căutat să explice semnificația fiecărui cuvânt și rostul fiecărei virgule și a fiecărui semn de punctuație. Nu acesta este scopul nostru. Vorbim aici despre cuvântul care dă viață. Cuvântul care ne inspiră să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să l găsim pe Dumnezeu cel viu de pe paginele Sfintelor Scripturi. Până acum am parcurs împreună Evanghelia după Matei și era normal să începem cu o Evanghelie pentru că acela este începutul planului Lui Dumnezeu de răscumpărare prin Isus Hristos așa cum este prezentat în Noul Testament. Am fi putut să continuăm cu celelalte evanghelii, dar m-am gândit că la fel de interesant și util este să abordăm și câte o epistolă, să ne mai uităm și apoi încă o carte în încă o carte istorică, precum Faptele Apostolilor. Și de aceea, astăzi vom începe o nouă serie de lecturi din Noul Testament și, mai precis, vom citi din cartea Efeseni. Este vorba despre una dintre epistolele Noului Testament. Și aici observați deja diferența între uh, Evanghelii, precum Matei, Marcu, Luca și Ioan, și epistole. Epistole, așa cum cunoaștem noi din termenul în limba română, este un termen care deschide niște scrisori. Și exact despre asta este vorba. Din cele 27 de cărți care alcătuiesc Noul Testament, 21, deci marea majoritate, sunt niște simple epistole. Adică scrisori care au fost alcătuite de către Apostolul Pavel, cea mai mare parte dintre ele, de către Apostolul Petru, Apostolul Ioan, Iacov, oameni care au fost inspirați de Dumnezeu ca să transmită învățături importante pentru Biserica Primară în viacurile de început. Ei au scris atunci cu gândul la Biserica din zilele lor, la frământările, la problemele cu care creștinii se confruntau. Dar, în același timp, Duhul Sfânt a amplificat și a inspirat mesajul acesta pentru ca să poată să rămână valabil peste viacuri, peste milenii și să fie o binecuvântare, să fie o hrană spirituală pentru toți copiii lui Dumnezeu care aveau să se apropie de acest cuvânt al lui Dumnezeu în durata lungă de existență a Bisericii. Aceste epistole așadar sunt la îndemâna noastră și ele ne oferă o cale de a înțelege, de a cunoaște modul în care Dumnezeu vrea să lucreze cu biserica sa, cu poporul său și să ne călăuzească în împlinirea voii sale. Acum, venind concret la epistola către Efeseni, epistola aceasta este o scriere strălucitoare a Apostolului Pavel, și este foarte diferită în unele aspecte de celelalte epistole, Pauline sau scrise de către Apostolul Pavel. Ceea ce este foarte interesant aici este că epistola aceasta nu conține date. Și referire la localități, la persoane, la prietenii lui Pavel, la colaboratorii lui, așa cum de obicei face în toate celelalte epistole, unde, după ce se prezintă pe sine însuși, îi uh, salută pe interlocutorii săi, pe prietenii săi, pe colaboratorii săi sau transmite saluturi din partea celor cu care era uh, implicat în lucrarea de vestire a Evangheliei. Epistola aceasta este pură. În sensul în care uh, prezintă un mesaj despre Dumnezeu și despre lucrarea lui Dumnezeu, și vom vedea imediat care este esența mesajului acestei epistole, și totodată este uh, focalizată pentru a traduce în practică acest mesaj, care este implicația Voii lui Dumnezeu în viața noastră, în trăirea noastră de zi cu zi, dar am să revin asupra uh, acestui aspect. Ceea ce trebuie să reținem din epistola către Efeseni este că epistola aceasta se adresează unor oameni cu care Apostolul Pavel a colaborat. De fapt, în Efes, o cetate antică, o cetate străveche aflată astăzi în Turcia, Apostolul Pavel a mers să predice Evanghelia într-a doua călătoria a sa misionară. El a avut trei călătorii majore care sunt redate în Cartea Faptelor Apostolilor. În cea de-a doua călătorie, Apostolul Pavel a ajuns în Efes și acolo a zăbovit vreo trei luni de zile, timp în care a predicat Cuvântul lui Dumnezeu, i-a învățat pe oameni cum să îl urmeze pe Dumnezeu, dar nu a zăbovit mai mult pentru că era într-o călătorie foarte importantă care avea să pună bazele unor dintre cele mai importante biserici din perioada nou-testamentară. Însă după plecarea sa, Apostolul Pavel avea să îi lase să continue lucrarea sa pe Acuila și Priscila și de asemenea pe Apollo. Aceștia au lucrat în perioade diferite și chiar s-au și suprapus pentru o perioadă scurtă, dar au avut un rol important pentru ca să consolideze lucrarea spirituală pe care Apostolul Pavel a început-o. Ceea ce știm de asemenea din Sfânta Scriptură este că în Efes, o cetate care era idolatră, precum toate celelalte cetăți din Imperiul Roman din lumea antică. Idolatria în Efes însă era ridicată și la rangul de mândrie națională, așa cum de fapt popoarele fac de obicei, se atașează de un anumit idol pe care îl consideră protector al lor. Apostolul Pavel a avut de înfruntat o opoziție fățișă a oamenilor din cetatea Efes. Dimitrie, argintarul cel care controla oarecum, sau dacă am putea să-l numim astăzi un șef de sindicat al meșterilor care făureau astfel de idoli. Cetatea Efes se mândrea cu zeița Artemis a Efesenilor, o zeiță considerată protectoare, o zeiță a fertilității. Bine, Apostolul Pavel a venit acolo să predice Evanghelia, adresându-se inițial unei uh, comunități de uh, credincioși iudei, deci din poporul Israel, erau diaspora evreiască, ce se afla în Efes, ca și în multe alte uh, orașe de pe întinsul Imperiului Roman. Pavel a început să le predice lor, și, desigur, acolo mesajul său despre un singur Dumnezeu a putut să fie receptat de către evrei, dar când Pavel a ajuns să predice uh, societății uh, largi din uh, cetatea Efes, mesajul său uh, care susținea un singur Dumnezeu versus politeismul răspândit în cetate, avea imediat să genereze o mare împotrivire din partea uh, liderilor cetății. S-a petrecut atunci o răscoală întreagă care s-a curmat doar prin intervenția autorităților romane. Apostolul Pavel a plecat apoi mai departe în călătoriile sale misionare, deci au fost trei călătorii misionare. În cea de-a treia călătorie, Apostolul Pavel ajunge iarăși în Efes. De data aceasta, Scriptura ne spune că a stat aproape trei ani, iar din aceștia trei ani, doi ani și trei luni, în mod constant a. Coordonat, ca să spunem așa, un curs biblic de formare pentru liderii credincioși care se întorseseră la Dumnezeu și care acum aveau să slujească și să îngrijească de marea comunitate creștină care s-a format între timp în Efes. În școala lui Teran, Apostolul Pavel a ținut aceste cursuri biblice și a pus de, de aceasta niște baze solide pentru comunitatea creștină din Efes. Trebuie să remarcăm de asemenea că orașul Efes era un port important uh, la Marea Mediteraneană, era un uh, uh, oraș prin care se desfășura foarte mult comerț și orașul acesta era un oraș foarte înfloritor, uh, extrem de frumos. Am avut privilegiul să vizitez orașul Efes cu ceva vreme în urmă, să vizitez de fapt locațiile unde se găsesc ruinele acelor biserici menționate în cartea Apocalipsa, cele șapte biserici din Apocalipsa. Desigur, la data scrierii cărții Apocalipsa, acele clădiri nu erau încă edificate, de erau comunități de credincioși, precum în Smirna, Izmirul de astăzi, în Efes, la Odicea și așa mai departe. Dar, dintre toate ruinele pe care le-am vizitat, Efesul este orașul cel mai impunător și cu descoperirile cele mai interesante. Până și astăzi, vizitatorii care parcurg călătoria din centrul orașului, de la anfiteatrul Efesului și pe străzile marginale și apoi observă și drumul care ducea spre mare, pot să-și dea seama de splendoarea, de grandoarea acestei cetăți foarte importante. Cetatea aceasta însă în istorie avea să își piardă influența și mai târziu locul important, impozant pe care l-a avut Efesul avea să fie preluat de către cetatea Smirna, Izmirul de astăzi. Trebuie să mai menționăm că și după a treia călătorie misionară, Apostolul Pavel a păstrat o legătură de suflet cu credincioșii, cu biserica din Efes. Imaginați-vă că a petrecut acolo uh, ani de zile slujind, uh, și de aceea, în călătoria sa spre Roma, unde avea să moară ca martir, apostolul Pavel face un popas în apropiere de Efes pentru ca să nu se abată prea mult din drum și îi uh, solicită pe credincioșii, pe liderii credincioșilor din Efes să vină la o întâlnire și la întâlnirea aceasta cu prezbiterii bisericii din Efes. Apostolul Pavel le transmite, dacă vreți, testamentul său spiritual și recomandarea sa călduroasă ca un părinte spiritual ca ei să comunice același mesaj curat și neîntinat pe care el însuși li l-a transmis din partea lui Dumnezeu. Aici aș vrea să menționez ceva foarte important, foarte valoros. Este evident din scrierile Apostolului Pavel și mai târziu chiar și din scrierile Apostolului Petru că acești oameni ai lui Dumnezeu care au scris o mare parte din textele Noului Testament. Au știut la momentul scrierilor că nu erau doar niște uh, simpli scribi care transcriau niște informații sau niște mesaje pe care le-au primit de la unii sau de la alții sau chiar din partea lui Dumnezeu. Ei au știut că fac ceva mai important decât atât. Au știut că ei scriu Cuvântul lui Dumnezeu, că ceea ce scriu sub inspirația Duhului Sfânt va rămâne pentru Biserică și pentru comunitatea creștină ca o mărturie solidă a cuvântului inspirat de Dumnezeu transmis credincioșilor. Epistola către Efeseni este scrisă conform celor mai mulți dintre teologi și cercetători undeva în jurul anului 62 după Hristos. Deci la peste 30 de ani de la moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Timp în care comunitatea creștină o vreme existase în Ierusalim și doar în Ierusalim și în Judea iar apoi, după ce creștinii au fost prigoniți cu putere în Ierusalim și s-au împrăștiat în toată lumea, au început să vestească Evanghelia și la celelalte popoare. Apostolul Pavel, în anul 62, deja se afla spre sfârșitul lucrării sale. Au fost câțiva ani foarte de, de mare eficiență. Niște ani importanți în care el a pus bazele unor comunități creștine importante, precum cea din Efes, cea din Corint, cea din Atena, din Tesalonic și așa mai departe, și cele mai multe dintre aceste comunități au beneficiat și câte o scrisoare adresată lor, și epistolele acelea au rămas parte integrantă a Noului Testament. În anul 62. Apostolul Pavel, se pare că era întemnițat la Roma, și de acolo scrie aceste epistole, care sunt numite și epistole ale captivității. El spune, de fapt, foarte frumos în epistola către Filipeni, că personal se află în lanțuri, este înlănțuit, este un prizonier, nu se bucură de libertate, dar spune: Cuvântul lui Dumnezeu nu este înlănțuit. Cuvântul lui Dumnezeu era liber să se răspândească. De ce? Pentru că Pavel. Chiar din închisoare, vestește Evanghelia, comunică în scris de asemenea învățături importante pentru uh, comunitatea creștină și acest mesaj avea să rămână, iată, uh, peste generații. Cele patru epistole pe care apostolul Pavel le-a scris din captivitate sunt epistola către Efeseni și Filipeni, apoi epistola către Coloseni și epistola adresată unui personaj interesant, și anume uh, Filimon. Trebuie să mai observăm de asemenea, înainte să începem din episodul următor, să citim câte un capitol și să ne oprim, să medităm asupra celor citite: Apostolul Pavel își pune amprenta foarte clar cu stilul său, cu personalitatea sa, cu revelația pe care a primit-o de la Dumnezeu în toate aceste epistole, și 85%. Din textul acestei epistole, din uh, epistola către Efeseni, se regăsește în varii forme, în diverse exprimări, în celelalte epistole scrise de Apostolul Pavel. Uh, mai mult decât atât, din 155 de versete care alcătuiesc această epistolă, 73 de versete, deci uh, aproape jumătate din, uh, din uh, această epistolă, se regăsește, în epistola către filipeni. Deci sunt două epistole surori, nu sunt identice pentru că au accente puse diferit, dar Pavel folosește oarecum aceeași structură și același mod de a ajunge apoi la aplicațiile practice care sunt necesare pentru mesajul pe care el vrea să îl transmită bisericii și ascultătorilor săi. Există discuții cu privire la Adresabilitatea, la destinatarii uh, direcți ai acestei epistole, sunt unii care consideră că apostolul Pavel nu ar fi scris neapărat bisericii din Efes și uh, această afirmație are oarece suport arheologic pentru că sunt multe manuscrise foarte timpurii ale acestei epistole care nu menționează direct biserica din Efes, ba chiar s-au găsit alte uh, manuscrise, a fost un uh, credincios din primele viacuri, Marcion, care uh, spune că această epistole era adresată celor din Laodicea. Nu trebuie să ne clatine foarte mult aceste păreri ale oamenilor, pentru că știm și din celelalte epistole că Apostolul Pavel a dorit ca scrierile sale să circule apoi către celelalte biserici. Erau biserici unele dintre ele foarte apropiate. Și de aceea mesajul său nu era strict limitat la o singură biserică, cu atât mai puțin în cazul acesta când vorbim despre o epistolă care este generală. Și acum ajungem la tema epistolei acesteia. Vreau să vă recomand și să vă invit cei care veți urmări și celelalte episoade, faceți-vă timp să o parcurgeți odată într-o lectură fără pauză, fără întrerupere, să citiți cele șase capitole. Este destul de scurtă și de ușor de parcurs într-o singură lectură. De ce? Pentru că veți vedea unitatea epistolei, veți vedea că are un mesaj foarte clar și uh, foarte armonios așezat la oaltă. Pe de o parte, primele trei capitole sunt trei capitole care uh, vorbesc despre planul lui Dumnezeu și uh, Pavel folosește foarte uh, frumos și cu dibăcie expresia misterului Dumnezeu, uh, taina lui Dumnezeu într-o traducere mai arhaică. Despre ce mister este vorba? Nu e vorba nici de cum despre um, niște păreri uh, uh, pe care le au oamenii cu privire la o descoperire deosebită pe care i au găsit-o, niște scrieri tainice și necunoscute de alții, o revelație rezervată pentru nu știu ce oameni deosebiți. Nu. Pavel spune, în planul lui Dumnezeu de mântuire, alcătuit din eternitate, Dumnezeu rânduise ca la momentul potrivit să vină în lume Fiul Său, Iisus Hristos, și să se nască ca om, să moară pentru păcatele omenirii, să învieze, și apoi, din slavă, Duhul Sfânt să se reverse peste Biserică și Biserica să devină poporul lui Dumnezeu pe pământ. Ei bine, acesta a fost un mister. A fost o taină pe care. Sfinții lui Dumnezeu din Vechiul Testament nu au înțeles în felul acesta Acum însă când noi ne uităm spre Vechiul Testament Găsim indiciile care spuneau lucrul acesta Dar uh, nu a fost nimeni în Vechiul Testament să aibă această revelație amplă Și care să poată să așeze toate aceste piese ale unui puzzle mare Să vadă tot planul lui Dumnezeu la oaltă Ei bine Apostolul Pavel spune că lui Dumnezeu i-a descoperit acest mister, această taină a lucrului, a planului pe care Dumnezeu l-a avut din eternitate, plan pe care Dumnezeu l-a desfășurat în Isus Hristos. Pavel spune de fapt că misiunea lui este să folosească un reflector, un reflector pe care el îl așează peste planul lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut planul, tot proiectul de mântuire este opera lui Dumnezeu. Însă, Pavel spune, misiunea mea când scriu această epistolă este doar să aprind un reflector și să pun în lumină înțelepciunea nespus de măreață și de ferulită a lui Dumnezeu pentru ca să îi aducă pe oameni la o relație nouă cu sine. Și epistola aceasta vorbește despre această împăcare a omului cu Dumnezeu și de asemenea faptului că Dumnezeu în Hristos avea să dărâme zidul care despărțea pe cei dintre evrei și pe cei dintre neamuri. Dintre toți Dumnezeu avea să facă un singur trup care se regăsește în biserica-sa. E foarte interesantă și complexă această explicație a apostolului Pavel, care îl vede pe Dumnezeu alcătuind un plan cu precizie, plan care se împlinește în fiul său, în Isus Hristos. Dar de asemenea foarte important în această epistolă, pe lângă această taină a mântuirii și a răscumpărării care a fost revelată în Isus Hristos, Pavel Subliniază faptul că Noul Testament și învățătura noului legământ de fapt, în final trebuie să se traducă printr-un mod nou de viață Marele teolog John Stott vorbind despre Epistola către Efeseni a considerat că trebuie să o intituleze sau așa și a intitulat comentariul său la, nou, la Epistola către Efeseni, noua societate a lui Dumnezeu și Pavel într-un mod maestru în cele trei capitole de final ale epistolei, vorbește despre o nouă relație cu Dumnezeu, o nouă relație cu semenii, relații noi la nivelul familiei, la nivelul societății, oameni care sunt transformați de Dumnezeu și care trăiesc o viață nouă. Vă încurajez până data viitoare, așa cum spuneam, să citiți încă o dată această epistolă. Sau, dacă n-ați citit-o niciodată, cu atât mai mult, procurați un exemplar al Noului Testament sau căutați-l online, îl puteți găsi. Sunt o mulțime de aplicații biblice și de traduceri în care puteți să citiți Noul Testament. Și v-aș încuraja să vă opriți în lectura aceasta asupra rugăciunilor lui Pavel. Aproape în fiecare capitol, Apostolul Pavel își deschide inima și, după învățătura pe care o transmite, spune mă rog pentru voi. Ca să aveți parte de cunoștința aceasta, să aveți parte de experiența aceasta, să aveți parte de trăirea aceasta cu Dumnezeu. Așadar, nu citim Noul Testament pentru ca să acumulăm doar cunoștințe la nivelul minții noastre. E important să reținem date, să reținem informațiile acestea esențiale, dar mai important este să ne hrănim Sufletul să ne desfătăm sufletul citind despre identitatea nouă pe care am primit-o în Dumnezeu și Pavel spune lucruri foarte frumoase în direcția aceasta. Să citim despre ceea ce Duhul Sfânt dorește să realizeze chiar în viața noastră. Așadar, aceasta a fost introducerea la epistola Apostolului Pavel către Efeseni. Vă invit ca să o parcurgeți în mod personal într-o lectură, apoi în rugăciune să ei cerem lui Dumnezeu să ne dăruiască această descoperire a voii sale și cu ajutorul lui Dumnezeu săptămâna viitoare ne vom reîntâlni pentru a lectura împreună primul capitol și apoi al doilea și așa mai departe din această frumoasă epistolă a Noului Testament.